Inspirație zi de zi, de la oameni diferiți. 3, 6, 5. Și îți mulțumesc că ai spus da invitației mele. Mulțumesc de invitație. Ne-a luat ceva timp să ne vedem. Am reușit. Dar... Se întâmplă. Și prima întrebare este, pe cine admiri cel mai mult și de ce? Pe cine admiri cel mai mult? Ca să-ți dau așa un răspuns la ce-mi vine la gură repede, probabil pe Messi, știi? Pe Messi. Da. Da, poate o să-ți pară surprinzător, dar... nu știu, n-am neapărat un idol, un idol în ceea ce fac. Eu am un model, numele lui e Ed Visters și este un alpinist american, mă rog, inițial a fost ghid și apoi alpinist. De ce l-admir pe omul ăsta? Pentru că este primul alpinist american care a urcat toate vârfurile de 8000 de metri, de peste 8000 de metri, okay, fără oxigen suplimentar. Da, nu asta e neapărat ce e extraordinar la el. Extraordinar la el e modul în care a gândit aceste ascensiuni. Este un tip extraordinar de cerebral, extraordinar de safe. Știi? Calculează toate mișcările. Până să-i citesc cartea, o carte absolut senzațională pe care cred că toată lumea ar trebui să o citească, se cheamă No Shortcuts to the Top. Și acolo vezi cum se pot realiza lucruri aparent extreme, și de fapt chiar sunt extreme, să urci toți obmiarii, dar foarte safe. Știi? Probabil că și la el ca și la mine, formația inițială de ghid, știi? Un job unde cred că siguranța ar trebui să fie pe primul loc, probabil că s-a născut cu chestia asta, cum probabil am născut și eu, și apoi în toată cariera lui de alpinist a aplicat principiul ăsta, el îi spune Safety Fun Summit. Deci asta e ordinea priorităților pe munte. Safety în primul rând, apoi fun, da, să ne placă, să ne simțim bine. Și dacă astea sunt îndeplinite, summitul vine ca bonus. Se întâmplă. Da. Așa, deci de-aia zic, probabil că da. În ceea ce fac eu, probabil că Ed Visters ar fi un modelul care mă inspiră. În regulă. Dar ce admir e... Poate să pară ciudat, dar sunt clienții mei. Pacienți, cum le spun eu. Și în general eu nu sunt tipul care genul ăla pe care să-l dai afară pe ușă și să intre pe geam. Știi? Aș zice că motivația intrinsecă nu e neapărat una dintre calitățile mele forte de bază, da. Mi-aș fi dorit să o am, nu o am, asta e. Dar admir foarte tare la pacienții mei, cum îți spuneam, motivația lor, pentru că până la urmă sunt foarte mulți dintre ei au intrat în programul meu Mont Blanc Challenge neavând vreo legătură cu muntele. Știi? Okay. Sau avuseseră acum niște ani mulți de zile, au fost o dată de două ori pe munte, le-a plăcut foarte tare, dar după aia din diverse motive sau scuze n-au mai ajuns pe acolo, știi? Și în momentul în care am lansat eu acest program Mont Blanc Challenge acum, mai știu, 4 ani, cred. Da. S-a adunat un grup de oameni, toți care respectau cam aceleași caracteristici, să zic, știi? Oameni normali, peste medie din toate punctele de vedere, da? Și ca educație, și ca okay, joburi, și ca uh-huh, așa. Holistic, așa. Da? Și niște oameni care au ajuns să urce niște munți prin lumea asta, la care un om, să zic, normal, i-ar fi greu să se gândească, știi? Așa că, da, să spun, îi admir foarte tare pentru că i-am văzut crescând de la
De la prima întâlnire în care am trebuit să le povestesc despre echipament și despre bocanci și despre așa, până la să ajungă pe cele mai înalte vârfuri din Alpi. Știi? Așa că de-aia zic, eu admir genul ăsta de oameni, știi? Pentru mine, în momentul de față, cred că paradigma asta a motivației, cred că se schimbă un pic, știi? Cred că oamenii ajung să fie inspirați nu de oameni extraordinari care fac lucruri extraordinare, ci de oameni ca ei care fac lucruri extraordinare. Din tribul lor. Știi? Exact. Pentru că le e mult mai ușor să se identifice raportezi cu un om care acum, nu știu, 2 ani era la același nivel cu toți, da? Și acum uite unde e, știi? Da. Pentru că dacă te-a pus să-i povestești unui om despre ce înseamnă să urci Everestul fără oxigen suplimentar, e greu să înțeleagă cineva, știi? Pentru că până nu ești acolo, nu-ți dai seama. Nu te prinzi. Știi? Da. Uh-huh. Și întotdeauna o să spună, păi da, da, ăsta e un tip extraordinar, normal să facă lucruri extraordinare, știi? Apropo de Ed Visters, știi, că la un moment dat pentru că tot revin la el, la un moment dat l-au studiat ăștia în America, după ce a făcut tot ce a făcut, toți 8 miliarde fără oxigen suplimentar, nu știu ce, s-au apucat să facă niște studii clinice, să vadă totuși, e ceva cu el special. E, ca ce să vezi, dacă în mod normal plămânii unui om au undeva un volum de 5 litri, da? A lui Ed aveau 7. Știi? Că i-a zis doctorul ăsta, cercetătorul care îl studiase, i-a zis, ți-ai ales bine părinții. Știi? Așa că, da, dacă admir ceva, sunt oamenii normali care ajung să facă lucruri extraordinare. Lucruri mult peste limitele lor inițiale. Știi? Ce obiceiuri sau convingeri noi ai adoptat în ultimul an sau ani care ți-au schimbat viața într-un sens pozitiv, să-l numim? Păi, în primul rând, mă felicit că am putut să fac switch-ul de la ce făceam până acum 5-6 ani la ce fac acum. Eu am un background de 10 ani de media și 10 ani de comunicare. Relația mea cu muntele e veche oricum, adică am început la 12 ani, eram clasa 6-a când am mers prima dată pe munte. Dar a fost o pasiune latentă, era acolo, nu m-am gândit până acum. Dar nu era focusul total acolo. Exact, nu m-am gândit până acum 5-6 ani că aș putea face de chestie, că de fapt ăsta mi-e drumul, știi? Da, repede, după 10 ani de media, 10 ani de comunicare, simțeam că s-a dusese pasiunea aia la revedere. Era consumată. Case, era consumată. Și mai mult decât atât, obosisem să... nu știu, am avut o agenție și am condus o agenție de PR. Obosisem să răspund la întrebarea venită din partea unor oameni, așa zis, de marketing. Să obosesc să răspund la întrebarea și campania asta de PR, cum o să crească vânzările. Știi? Înțeleg. Da. Și la un moment dat a venit un moment în care am zis, bă, gata. Deja avusesem o primă experiență de ghidat oameni pe munte și îmi plăcuse foarte... Ai gustat experiența. Și îmi plăcuse foarte tare, da. Îmi plăcuse foarte tare și ne-am dat seama că sunt foarte bun la chestia asta. O am cumva, m-am născut cu capacitatea asta de a pune interesele grupului înaintea celor personale. Știi? Pentru că ca ghid e foarte... Asta e mare diferență între un ghid foarte bun și un alpinist foarte bun. Știi? Ca alpinist ești tu cu tine. Tu răspunzi de tine, tu răspunzi de acțiunile tale, orice acțiune a ta atrage niște riscuri proprii. E, ca ghid trebuie să te gândești că acțiunile tale se pot avea repercusiuni asupra altor oameni. Asupra unor oameni care în primul rând... Au încredere. Care, exact. Cărora în primul rând le vinzi încredere. Total. Sau ei cumpără, asta cumpără, încredere. Total. Știi? Da. Da, și cred că asta a fost cel mai bun lucru pe care l-am făcut pentru mine în ultimii ani. Acest switch
Mișto. Știi? Dacă ar fi să înveți pe cineva un lucru sau concept, care ar fi acela? Da. Nu cred că are legătură neapărat cu ce, cu ce fac eu. Okay. Are legătură cu ce trăim în ziua de azi. Pentru că chiar venind încoace, citeam ceva pe net. Și care m-a dus cu gândul exact la întrebarea pe care urma să mi-o pui tu. Nu știu, cred că dacă aș da un sfat, nu sunt genul care dă sfaturi, că mai degrabă sunt genul care nu e în stare să le urmeze, știi? Cred că un sfat ar fi gândiți cu proprii creieri. Știi? Trăim niște vremuri de emoție maximă, știi? Oamenii... Nu știu cum să zic ca să nu sunem foarte duri, știi? Să vedem. Nu e problema dacă sună dur. Da, oamenii au tendința de a gândi în gașcă, de a se raporta la... Presiune socială. De a se raporta la sine nu ca la o persoană, ci ca membru al unei comunități. Nu e regulă. Pentru că chiar acum venind încoace, citeam un articol cu un titlu care n-avea absolut nicio legătură cu conținutul materialului, știi? Dar genera o emoție absolut... Prin titlu? Da. Știi? Genera o emoție absolut imensă, știi? Ok. Dar dacă, în momentul când am citit tot materialul, mi-am dat seama că n-avea nicio legătură cu conținutul, știi? Din păcate, se întâmplă... Din păcate, se întâmplă, știi? Trăim în epoca fake news-urilor, consumăm titlul, nu mai citim restul materialului că nu avem timp, sau mai nociv, dacă citim un titlu care ne confirmă propriile presupuneri, propriile concepții, e în regulă, nu mai citim restul, știi? După care descoperim că după ceva timp descoperim că, de fapt, lucrurile nu stau așa cum credeam noi, știi? Ignoranța e periculoasă. Și dezamăgirea e maximă, știi? Da. Deci dacă aș da un sfat, ăsta ar fi. Da. Gândiți cu proprii creieri. Cu proprii creieri, da. Chestionați orice... Vine în față. Orice vi se oferă și orice se consumă în grup, chestionați. Pentru că, nu știu, poate e... Poate, nu poate, e sigur, e de formația profesională de fost jurnalist și comunicator. Și culmea, am văzut materialul de care vorbesc, l-am ajuns la mine prin Facebook, distribuit de o persoană care lucrează în comunicare. Mm-hmm. Mm-hmm. Iar statusul era legat 100% de titlu. Iar dacă citeai restul, nu avea nicio legătură. Am înțeles. Știi? Asta ar fi sfat. Da. Gândiți cu proprii creieri. Care e una din investițiile tale care a dat roade? Greu de spus asta. Dacă nu te referi, și probabil că nu te referi neapărat la o investiție gen financiară. De orice natură. Cred că e încrederea pe care am investit-o în mine în momentul când am decis să fac acel switch pe care spuneam mai devreme, știi? E greu. Yes. Adică mie unul nu mi-a fost ușor. Și știu o grămadă alți prieteni care se complac într-o situație, care ar vrea să schimbe. Dar momentan nu o fac. Dar nu o fac, știi?
Da, cred că acea încredere pe care am investit-o în mine în acel moment a dat roade. Acum a dat roade, știi? Care e acel lucru pe care oamenii îl consideră nebunesc și tu nu îl consideri nebunesc? Poate ar fi să te să te legi voit pe o creastă de munte super expusă, să te legi de un alt om. Știi? Pare nu știu, dacă iei oameni de pe stradă și întrebi, ai face asta și ai un om de care te-ai legat cu o coardă în care ai avea încredere 100% să mergi pe o creastă super expusă, nu știu cât ți-ar concepe lucrul ăsta, doi, nu știu cât ți-ar avea acel om de care să se lege, știi? Cred că e coarda care leagă doi, am mai spus-o. Poate seamănă clișeu. Dar e din viața reală, știi? Coarda aia care leagă doi oameni pe munte. Cred că mai intim de atât nu poate fi decât cordonul umbilical care leagă fătul de mamă. Știi? Ce frumos! Da, pentru că ești cu un om, iar schimbul de încredere e total. E transparent și e total. E total. Știi? Pentru că nu te poți lega cu un om într-o coardă decât dacă ești 100% convins că într-o criză ăla ar face pentru tine absolut tot ce ai face tu pentru el. Știi? Iarăși, aici diferența între ghizi și alpiniștii. Când doi alpiniști se leagă într-o coardă, se presupune că sunt o echipă, se presupune că au o experiență cumva asemănătoare sau da, măcar complementară. În momentul în care faci asta ghid-pacient, deja e altceva, da? Pentru că tu ești răspunzător pentru amândoi. Odată pentru... La tine e miza. Da, exact. Odată pentru că răspunzi în momentul ăla de ce se întâmplă, dar mai important de atât, răspunzi de ce s-a întâmplat în toată perioada în care l-ai pregătit pe omul ăla. Da? Pentru că tu e un test cumva și al tău. Tu ar trebui să-l pregătești pe omul ăla suficient de bine, astfel încât apoi să-ți pui și tu viața în mâinile lui, știi? Pentru că asta se întâmplă. Da. Știi? Da, probabil că asta ar fi un om pe care alții l-ar considera nebunesc, iar eu îl consider să zic rutină. Ce ai pune pe un afiș care ar fi văzut de tot globul? Un cuvânt, un logo, un ceva? Ce dorești tu? Imagine? Video, poate, nu? Tot e în digital. Cred că ar fi o imagine pe care o să ți-o dau, să o postezi. Este o bătrână pe care am pozat-o în Himalaya acum, cred că prin 2015, cred. Și pe fața căreia o să vezi și o să vadă și oamenii care ascultă acest podcast, vezi toate greutățile vieții, dar dacă te uiți cu atenție, vezi o liniște extraordinară. Deci acea femeie are pe față, repet, o să vedeți fotografia. O să fie interesant pentru oamenii care ascultă podcastul ca apoi să se uite la fotografie și să descopere ceea ce spun eu. Are pe față o împăcare absolut, deci transmite o împăcare absolut fabuloasă.
Deși, repet, o să vedeți pe fața ei. Rămâne de văzut. Da, da. Da, sunt curios, sunt curios dacă, dacă, o să, dacă o să simți, dacă o să simțiți același lucru pe care, pe care îl simt eu din acea fotografie. Ce faci când nu ești focusat sau când nu te poți concentra pe ceva anume? Dacă vorbim, să zic așa, on a daily basis, adică da, pe lângă, cum place mie să spun, pe lângă casa omului. Când vreau să mă, să mă liniștesc sau să mă, să mă calmez, am un ritual al meu care presupune un coniac bun și un trabuc. Deci e foarte practic, adică n-am, da. Scurs și la obiect. Exact, nu mă duc la yoga, nu fac chestii astea, nu. Dar am chestii foarte practice, gen un coniac bun și un trabuc. Mereu își fac treaba. Da. Altfel, probabil și faptul că sunt ușor control freak, știi? Probabil, probabil și asta mă face un, mă face un, un ghid bun, știi? Pentru că îmi place să, să anticipez tot ce poate, tot ce, ceea ce poate apărea și tot ceea ce poate genera o criză. Deci, ce să zic, cred că mă, mă regăsesc destul de rar în, în postura de a, să zic, de a trebui să mă dau de la zero, știi? Da, altfel sunt rac, știi? Suntem nu cred neapărat în zodii, sau mă rog, nu credeam neapărat în zodii până în momentul în care am început să studiez puțin particularitățile fiecărei zodii. Bă, sunt niște chestii care se potrivesc, știi? Adică descoperi similitudini destul de evidente între oamenii din aceleași, din aceeași, din aceeași zodie. Așa că revenind, sunt rac, sunt un tip destul de sensibil și destul de așa. Și da, am momentele mele în care, în care vreau să fiu singur. Se întâmplă. Da, da. Dar probabil că la noi, la raci, cred că sunt mult mai des decât la restul, știi? Și da, cred că am momente în care, în care îmi place să fiu singur. Ok. Știi? Dacă fericirea ar fi moneda națională, ce muncă te-ar face bogat? Cum ai deveni bogat? Bă, fac parte dintre aia care... Că tot vorbeam mai devreme de, apropo de, de podcastul Marinei Samoilă. Sunt unul dintre aia care în momentul ăsta fac ce le place. Mișto. Știi? Adică am acel job care mă împlinește cam din toate punctele de, de vedere. Am o mare calitate pe care mi-a dat-o Dumnezeu sau cine mi-a dat-o. De a atrage în jurul meu numai oameni foarte mișto. Știi? Ceea ce e mare lucru. Este. A avea șansa de a fi înconjurat doar de oameni de calitate te crește și pe tine. Exact. E mare lucru, știi? E mare lucru pentru că ce spuneam mai devreme, știi? Nu trebuie să mai explic cuiva în mileniu 3 că o campanie de PR nu ți-aduce vânzări. Nu. Ți-aduce notorietate. Știi? Așa că acum sunt în, în situația de a, de a mă înconjura de oameni cu care vorbesc aceeași limbă, cu care avem aceeași pasiune și pe care îi văd, pe care îi văd și îi ajut să, să, să crească. Și la rândul meu îmi trag, ce spuneam mai devreme, la rândul meu îmi trag motivația din motivația lor. Știi? Ok. Ce carte sau cărți ai face cadou tuturor prietenilor tăi? Una deja am menționat. Una o zisem, da, No Shortcuts to the Top al lui, al lui Eddie Vistres. Cred că, dar nu, nu ar fi neapărat asta, să zic, o carte okay, pe care aș face cadou oricui. Dar e o carte legată tot de munte,
E una dintre, probabil, una dintre cele mai celebre cărți de munte și pe care probabil mulți montaniari au citit-o deja. Se cheamă Annapurna. E scrisă de Maurice Herzog. Și este povestea primei ascensiuni a unui vârf de peste 8000 de metri, Annapurna, de către om. Iar povestea este absolut fabuloasă, pentru că de acolo poți vedea, și acțiunea se petrecea în 1850. 1950. Deci pe vremea în care mountaineering-ul n-avea nicio legătură cu ce e acum, din punct de vedere al echipamentelor și al tehnicilor de antrenament și al nenit, orice. Dar poți vedea ce putere extraordinară are omul. E o carte despre deci dincolo de capacități fizice extraordinare. E o carte despre capacități mentale absolut fabuloase și despre o rezistență la suferință și la durere și despre o motivație dusă la extremul extremului. Știi? Sună o poveste mișto. E foarte mișto. Este foarte mișto și e, deci pentru mine care, să zic, am habar cât despre munte, știi? Pentru mine, de câte ori mă gândesc la oamenii aia, e mind-blowing. Știi? Toți oamenii ăștia, toți patru, este echipa franceză care a ajuns pe Annapurna, mă rog, au ajuns doar doi pe vârf, doi au fost mai, să zic, de suport. Toți acești patru oameni, Maurice Herzog, Lionel Terrey, Gaston Rebuffat și Louis Lachenal, toți oamenii ăștia patru sunt îngropați în cimitir în Chamonix. Și de câte ori merg în Chamonix cu pacienți pentru alpi, îi duc în cimitir din Chamonix, măcar să simtă acel loc. Știi, unde sunt îngropați niște oameni absolut senzaționali, știi, da. Pe asta îmi merge. Apropo de motivația lor absolut incredibilă, repet, pentru mine, dacă citiți cartea, probabil că an de zile după aia o să vă întrebați cum. Știi? Cum? Am un prieten foarte bun de-al meu, Paul Dicu, ultramaratonist și un tip absolut senzațional. Avea o vorbă despre, apropo de citat, de lucruri motivaționale, știi? Paul spune, zice, nu cred în citate motivaționale, cred în muncă și disciplină. Știi? Și bă, zic, dacă cine citește, cine o să citească cartea asta, o să vadă. Da. Ce frică ai depășit și ce ai învățat din experiența respectivă? Păi la fel, cred că era frica de schimbare. Și are momentul legătură tot de... cu... Exact. Frica de schimbare, știi? Pentru că e rutina cea care ne ține... Care okay. Ne ține într-un loc greșit, într-o relație greșită, într-un job greșit, știi? E rutina extremă, inerția care ne trezește în fiecare dimineață și ne face să mergem într-un loc în care nu ne place să mergem de ani de zile, știi? Da, frica de schimbare. Frica de schimbare. Cred că asta a trebuit să mi-o înfrâng și mi-a ieșit, da, și mi-a ieșit bine, ce să zic. Cărui fapt atribui cele mai mari reușite din viața ta, dar cele mai mari eșecuri? Aș începe cu eșecurile. Bine. Știi? Probabil că ceea ce spuneam mai devreme, acea incapacitate de a mă automotiva. Adică dacă mă uit acum retrospectiv, asta a fost.
Cred că dacă în niște momente ale vieții aș fi avut ceva mai multă determinare, probabil că aș fi realizat mai multe. Și reușitele? Iar reușitele... Cred că reușitele mele au venit din capacitatea de a... În momentul în care mi-am dat voie să... Let me put it that way. În momentul în care am fost... Deci reușitele au venit în momentul în care am fost capabil să ascult sfaturile unor oameni de lângă mine, sfaturi dezinteresate. Cred că alea au fost. Alea au fost. Da. Mai ales că cei oameni erau niște femei, ca să spun așa, știi? Înțeleg. Da. Da, exact de aia. Tot ce spuneam mai devreme. Ne e ușor să dăm sfaturi. Știi? Dificil să le și executăm. E dificil să le și urmezi. Să le și urmezi, știi? Da. Și cred că momentele mele bune au fost acele momente în care am fost capabil să... Treci la acțiune. Să accept niște sfaturi și să le și urmez, deși nu se potriveau neapărat cu ceea ce credeam eu despre situația respectivă. Știi? Și se pare că, într-adevăr, uneori cei de lângă noi văd mai bine niște lucruri despre noi decât le vedem noi. Știi? Uneori ne suntem prinși în bula noastră, suntem prinși în detalii, știi? Și nu vedem big picture. Da. Dacă mâine ai pierde totul, ce ai face? Fiind un tip destul de sensibil, eșecurile mă afectează. Știi? Din fericire, în ultima vreme, în ultimii ani, au fost destul de puține, dar probabil că un astfel de moment, eșec de genul celui pe care l-ai chestionat tu, probabil că m-aș retrage cu mine o perioadă suficientă, exact. Și mai probabil ar fi pe munte. Da. Știi? Pentru că dincolo de peisaje, dincolo de tot ce ți oferă, de oamenii mișto pe care îi întâlnești acolo, mă rog, majoritatea, nu neapărat tot. Așa. Muntele are o energie absolut specială. Muntele și pădurea, mai știi, pădurea e un organism, probabil că e cel mai mare organism viu de pe planeta asta, știi? Și da, cred că ăla ar fi locul de meditație, știi? Nu neapărat vreo peșteră și vreo de-astea, că nu sunt departe de Dalai Lama. Dar da, probabil că mi-aș lua un timp suficient de lung. Și vezi ce se întâmplă. Și voi ce se întâmplă, exact. Ce sfat ai da unei versiuni mai tinere a ta? Lucrează puțin la motivație. Lucrează la determinare. Vezi ce e acolo. Din fericire, da, există metode, există terapeuți, există coach. Și probabil că ăsta ar fi. Știi? Altfel, fă ce iubești să faci. Știi? Cât iubești să faci. Când nu-ți mai place ce faci, schimbă. Schimbă. Da. Da. Nu te uita, nu, uită-te înapoi. Ok, uite-te preț de un minut, două înapoi. Dar nu mai mult, schimbă. Care e cea mai bună metodă prin care o persoană poate obține ce vrea sau ce își dorește? Să ceri. Să ceri. Da.
Da, dacă în momentul în care consideri că meriți ceva, cer. Pentru că nu o să vină nimeni să-ți spună băi, eu consider că tu meriți chestia asta și m-am gândit să o fac pentru tine. Mă rog, se poate întâmpla și asta. Da, e destul de rar, știi? Altfel, cere. Cere, oricât de poate părea incomod, da? Pentru propriul mental sau pentru corespondentul de la care ceri, dar cere. Dacă tu consideri că meriți un lucru, cere-l. Pur și simplu. Asta e. Pur și simplu, știi? Ce se poate întâmpla? Să nu-l primești. Da, același lucru, să nu-l primești, se poate întâmpla mult mai probabil dacă nu ceri. Așa că... Îl cer de 100 de ori. Exact. Știi? Dacă auzi cuvântul succes, la ce persoană te gândești prima oară? La Messi. Și de ce crezi că a reușit? No, mi-a plăcut, apropo, a fost o discuție acum în ultimele zile, apropo de venirea Papei, știi? Și a fost un promo, nu mai știu pe ce TV era, în care cineva l-a întrebat pe Papa, e un sacrilegiu dacă îi spunem lui Messi un Dumnezeu al fotbalului? Știi? Și Papa, care e un mare fan Messi altfel, a zis, nu, e în regulă. Este un Dumnezeu al fotbalului. Ce face el e Dumnezeu, știi? Așa și eu acum, care? Messi. Pentru că omul ăsta, în afară de a fi un super fotbalist, probabil cel mai bun, așa, este un exemplu despre ce, la ce nivel poți ajunge dacă combini talentul cu care te-ai născut cu munca. Cu muncă extraordinară. Ok. Știi? Ok. Așa născut, știi că există o vorbă la român cu născut talent, muri speranță. Știi? Nu știu, pentru mine omul ăsta e tot ce se poate întâmpla mai bun unui om în momentul în care cineva, ai norocul ca cineva să-ți identifice un talent, dacă nu ți-l identifici singur, și să muncești pe ăla până te ia dracu. Știi? Da. Ultima întrebare. Ce nu te întreabă oamenii niciodată și se dori să te întrebe, Costin? N-aș zice așa, nu neapărat ce nu mă întreabă oamenii. Aș zice mai degrabă ce cred oamenii întotdeauna, okay. Și nimeni nu vede ce se întâmplă de fapt, știi? Mi s-a întâmplat de nenumărate ori, știi? Inclusiv în discuții face-to-face, pe Facebook nu mai zic, bă, ce viață mișto ai, știi? De parcă m-am primit-o, știi? Adică de parcă a venit cineva și a zis, bă, vreau o viață mișto? Da, ia-o. Știi? Ia ta. Ia ta. Știi? Bă, da, e o viață foarte mișto. Știi? Dar e și un efort în spate. Doar că vine cu un bagaj de responsabilitate care nu e simplu de dus. Știi? Da. Pentru că niște oameni investesc în tine visele lor, energie, timp, bani. Știi? Și asta te apasă. Clar. Știi? Clar. E adevărat, m-a ajutat foarte mult. M-a ajutat foarte mult să mă disciplinez, da? Pentru că, ce spuneam mai devreme, trag motivația din motivația lor, dar asta vine la pachet cu o mare responsabilitate. Știi? Adică în momentul în care vezi omul ăla și citești în ochi, știi? 105% încredere, trebuie să fii ușor retard ca să nu te gândești, bă, da, eu merit încrederea asta, bă, sunt capabil să-i dau omului ăsta ce așteaptă de la mine. Știi? Noroc că, repet, pe munte e, știi, te uiți la Matterhorn? Nu. No. Te uiți la Matterhorn, care e o piramidă de 1100 de metri de Matterhorn, apropo, e ăla de pe Toblerone, pentru cine nu-l știe. Ah, ok. Așa. Și stai la polele lui, te uiți în sus și te uiți că ai un om legat de tine și zici, Doamne ajută, știi?
Asta ține până în momentul în care începi să urci. Pentru că în momentul în care începi să urci, deja totul toată neîncrederea dispare, faci ce știi să faci cel mai bine, știi că omul ăla l-ai pregătit suficient de bine încât să fiți amândoi safe și urmează plăcerea. Știi? Călătoria. Da. Ok. Da. Bine. Eu îți mulțumesc, e gata. Da. N-a durut. N-a durut. Da.